Săptămâna trecută, primarul Mircea Gutău făcea cunoscută hotărârea judecătorească ce afectează locatarii din blocurile 225, 50 și 300 de pe bulevardul Nicolae Bălcescu din municipiul Râmnicu-Vâlcea vis-a-vis de Liceul Tehnologic Olchim. Mai exact, este vorba de scoaterea asfaltului dintre blocurile respective pentru a transforma parcarea din zonă într-un loc viran. La auzul veștii, locatarii s-au unit pentru a protesta împotriva deciziei. Zeci de persoane s-au adunat în fața blocurilor cerând să vadă hotărârea judecătorească pentru a o ataca împreună una în instanță. La fața locului au sosit și două echipaje de jandarmi. Noi așteptăm să vină cu hotărârea judecătorească definitivă ca să, pentru că Socomo a revendicat aici parcarea și situația e foarte problematică din toate punctele de vedere. Oamenii nu mai au unde să, și sunt copii mulți, familii, nu mai au unde să parcheze mașinile. Primăria a fost implicată și am înțeles că și primăria li s-a cerut o sumă enormă acum de bani pentru că pe ultimii 3 ani de zile. Deci aici e vorba de o doamnă judecătoare care pur și simplu nu-mi dau seama cum s-a ajuns la sentința asta, dar sentința la ora actuală nu există definitivă și revocabilă pentru că noi suntem parte în proces asociațiile cu primăria și nu ni s-a adus la cunoștință și vă dați seama că noi o să o atacăm cu recurs în 30 de zile, că așa scrie încheierea de ședință. Însă primăria e obligată să o aducă la stadiu. Deci cum a fost înainte, inițial pământ, deci cum era, iar oamenii sunt foarte revoltați că nu au, pur și simplu nu au unde să meargă, nu au unde să parcheze mașinile, nu au copii. Și cel mai important este drumul de acces, care este la toate trei blocurile, toate asociațiile, deci blocul 225, asta e singura cale de acces, în spate e închis, în spate acolo nu se poate intra. În primul rând, calea de acces, asta trebuie asigurată orice ar fi. Pentru o intervenție, o salvare, o mașină de incendiu sau, Doamne ferește, sunt atâtea nenorociri. În al doilea rând, după noi n-am știut când am. Noi am cumpărat unii de la alții care mai vechi și pace. Iar dacă dumnealor vor pământul și vor ce vor, să vină să ne despăgubească, să-și ia blocurile cu totul, să plimbe prin ele, să ne lase în pace. Nu să ne hărțuiască pe noi. Adică ne închide ca pe șobolani aici. Este nevoie, avem copii mici, sunt bătrâni, salvarea nu poate intra, pompierii nu poate intra. Copilul meu aseară făcea, mami, mai stau să mă mai joc, că de mâine încolo nu o să mai am unde să mă mai joc. Și ce facem? Eu stau aici din 95, era o cameră de nefamiliști, decât pereță. Și am investit bani, am făcut, am cheltuit și am făcut garsonieră, cameră, bucătărie, baie. Deci intrarea din față este singura cale de acces a locatarilor de a intra în locuințe. Deci, pe aici este blocat numai cu pasul. Puteți veni să filmați. Deci, s-a acaparat de la Vasilonii, s-a băgat cât s-a putut, s-a păcat de la Scavilu, la fel, de au și vedere și tot au acaparat locatarii. Pentru a nu menține starea de nemulțumire, municipalitatea a hotărât să nu împrejmuiască momentan zona până când nu va primi de la instanță hotărârea judecătorească. Noi am încercat să o luăm un pic înaintea comunicării hotărârii și pe baza soluției despre care am luat la cunoștință să facem acea pichetare, acea delimitare a unui teren pe care trebuie de teren proprietate publică. Nu s-a putut din rațiuni pe care le-ați văzut și dumneavoastră. În momentul în care se va comunica această hotărâre, care are putere de lege, se va trece la acțiunea care ni se impune. Dar cum s-a ajuns în această situație? S-a judecat primăria, nu s-a judecat cu această firmă? A fost o acțiune în instanță în care a fost implicată și primăria, solicitându-se despăgubiri pentru nefolosință, așa nu zisă, nefolosința terenului pentru o perioadă de mai mulți ani, deși, din punctul de vedere al municipalității, noi am achesat, să spunem, la demersurile societății, în sensul de a emite un certificat de urbanism pentru proiectul acela investițional pe care l-avea, referitor la o grădiniță, de a aproba, în condițiile legii de ani mai târziu, un plan urbanistic de detaliu în care s-au impus avize conform legii, inclusiv obținerea acordului vecinului pentru că se schimba categoria de folosință a terenului. Din păcate, și pentru comunitate, acea investiție nu s-a concretizat, grădinița era binevenită acolo și s-a ales această cale a acțiunii în instanță cu o primă soluție care a fost comunicată și pe care v-am transmis-o dumneavoastră și față de care vom lupta în instanță pentru a o întoarce. Deci această primă sentință la ce obligă primăria? Despăgubiri de aproape 400.000 de lei.
pentru neutilizarea terenului. Cheltuieli de judecată de parcă 26 de mii de lei. Ridicarea asfaltului din zonă și reducerea lui la starea inițială, practic transformarea acelei parcări într-un loc viral. Potrivit legii, dacă primăria nu va face această dezafectare a parcării, cel care deține titlul de proprietate pe respectivul teren ar putea să scoată asfaltul pe propria cheltuială. Însă, dacă va câștiga procesul cu municipalitatea, cheltuielile vor fi suportate tot din bugetul local.